Bine ați revenit la o ședință ordinară. Se pare că suntem pe cod galben de caniculă. Aș dori să fim foarte la obiect, să nu deviem de la ordinea de zi, să finalizăm un pic mai repede, că este spre binele nostru. Doamna secretar, domnul președinte, vă rog frumos să preluați bunul mers al ședinței. Bună ziua, invitaților. Constatăm că sunt neplinite condițiile legale pentru desfășurarea acestei ședințe. O declară deschisă. Ați avut la materialele de la comisie procesul verbal al ședinței trecute. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt discuții, spun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Am onoarea să prezint lucrările ședinței domnului președinte. Mult succes! Mulțumesc, doamna secretar, domnilor colegi, colege și invitați. Mulțumesc pentru încrederea care mi-ați acordat-o ca și președinte. Sper să fie o ședință cât mai la obiect, constructivă, cu idei, cu suplimentări, dacă sunt, dacă nu. Vedem, ne scriu frumos ordonat la niște oameni așa. Frumos, lăsăm pe fiecare să vorbească pe timp și cum își au minute fiecare. Da. Conform dispoziției numărul 121. M-am zis, da? 28. Intrăm. Din 23-7-21. După cum și materialele ați avut fiecare primit și pe e-mail, pe tot ce a trimis doamna secretară, ne găsim azi în sală ședință pentru ședința ordinară. Cu următoarea ordine de zi. Avem pe ordine de zi 4 puncte și 5 diverse. Primul punct. Denumire proiect. Proiect de hotărâri privind asocierea Vacei Comuna Buhoci. Județul Vacău în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial la persoane cu handicap. Inițiator primarul comunistor Cristian. 2. Proiect de hotărâri privind asocierea Vacei Comuna Buhoci cu județul Vacău în vederea desfășurării activității de simplificare a procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni în cadrul proiectului Bacăul Smart. Ce mai e aici? 13-60-13. Tot inițiator primarul comunii Buhoci și tot acesta. 3. Proiect de hotărâre privind participarea comunii în cadrul programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinațiile unități de învățământ. Inițiator primarul comunii și tot acesta. 4. Proiect de hotărâre privind eliminarea taxei pentru eficierea oficierea căsătoriei aprobată prin hotărârea Consiliului Local numărul 58-23 din al 12-20-20, taxe și impozite pentru anul 20-21. Inițiator primarul comunei. 5 diverse. Dintre care mai citesc. Răspunsul instituției prefectului județul Bacău numărul RSM 11294 din 29-6-20-21 înregistrat la instituția noastră cu numărul 3937 din 1-7-20-21. Anunț inițiere consulare publică pentru strategia de dezvoltare a serviciilor de asistență socială și protecția copilului Comuna Buhoci 20-20-25. Cam asta ar fi perioada de 4 ani până 20-25. Dacă sunt proiecte suplimentare? Da. Aveai, ridicați-mă la Lucian.
Unu, două, ce? Să-l anunț. Vreți să suplimentați ordine de zi? Da, nu, l-am făcut. Există o procedură. Da, 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 știu. Da? Știu. Veniți și ne consultăm și la ședința următoare. Da, da. Deci pentru ședința următoare. Nu este acum, nu? Nu e jucat. E probabil are ceva. Da. Dacă nu mai sunt. Da, da, dar să suplimentăm la capitolul diverse punctele pe ordinea, punctele de la diverse, un punct la diverse, că se dezbate în cuantumul acordabil către Biserica Ortodoxă din București. Da. Am înțeles că apoi discuție, există o cerere și dezbatem puțin, discutăm pe temă, dacă sunteți de acord. Da? Nu are rost să mai suplimentăm sau să purtăm discuții. Așa cum legislația o prevede, am avut o solicitare din partea preotului parohului Leonte și Ștefan pentru o susținere financiară. S-a dat curs solicitării și suntem pe procedură de plată în relație cu trebările. Asta tot. Suma? Suma acordată? Cât s-a acordat și bisericii din Cotemne? 150. Da. Eu știam că la biserica din la Biserica Ortodoxă au o adăugire, așa să spun. Biserica Ortodoxă de la Buzi n-a primit bani în perioadă foarte lungă de timp. Și chiar are nevoie acum de o sumă mult mai consistentă. Scuzați că vă întreb. Haideți să aprobăm o linia de zi. Păi deci, asta vreau să discutăm atunci, mai în diverse. Și la diverse, dacă domnul președinte este de acord să... Ok, domnul președinte, discutăm. Da, să ajungem la diverse. Ok, mulțumesc. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Supuneți la vot, domnul președinte. Supuneți la vot cine este pentru. Împotriva, abține? Unanimitate. Avem și două persoane care, probabil, dumnealui în... Indirect, domnul Vasile. Domnul Ghidești, sunteți de acord cu ordinea de zi? Mi-a da? Domnul Domișteanu? Domnul Domișteanu? Da. Mulțumim, domnule. Trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind asocierea OAT Comuna Buhoci cu județul Bacău în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial persoane cu handicap. Domnul primar? Da, există o colaborare cu Consiliul Județean pe această temă și dumneavoastră ne-au trimis documente care justifică inițierea acestui proiect de hotărâre. Doamna secretarul local. Deci, după ce dumneavoastră, domnul consilier, ați aprobat acea hotărâre din Consiliul Local cu privire la procentul de 35%, hotărârea noastră a fost înaintată Consiliului Județean. Consiliul Județean a aprobat pe toate UAT-urile acest procent, a aprobat un model cadru de contract, l-a dat spre 9 UAT-urilor, spre dezbatere. Și aprobare. Ca să finalizăm colaborarea asta. Da. Fac să nu știu. Primul că... Dar am trebuit să înțeleg de așa că dacă ești de acord cu primul. Dacă nu mai sunt discuții... Aveți discuții? Sunteți de acord? Cine este pentru? Domnul Ilier, sunteți de acord cu primul punct? Pentru, da? Domnul Domișteanu? Da. Sunteți pentru, da? Da. Bine, mulțumim. Trecem la punctul 2. Potriptul motorit. Proiect de hotărâre privind asocierea OAT Comuna Buhoci cu județul Bacău în vederea desfășurării activități de simplificare a procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni în cadrul proiectului Smart City. County. City. County. 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 Trebuie să aibă și membri. În speță,
Oate, doamna secretar. Deci discuția purtată la nivel de Consiliul Județean se referea la reducerea birocrației prin implementarea unui program. O să ne dea prin programul ăsta un calculator, o imprimantă, o legătură direct, în care tot ce este pe urbanism să fie prezentat public, oamenii să-și găsească acolo modelele de cereri, de avize, de autorizații, tot prin acel program se face corespondența între Consiliul Local și Consiliul Județean. Totul este vizibil, programul guvernului prin care se reduce birocrația prin implementarea de programe informaționale. Discuția? O singură întrebare, dacă vă interesează. Este definită clar astăzi procedura sau modalitatea de comunicare a anunțurilor? Este o autoritate de management, programul operațional capacitate administrativă, fonduri europene. Cum e POCA? Nu, asta am întrebat. Mă refeream la pe ce platformă vor fi făcute publice anunțuri. Pentru că a spus că vor fi vizibile de către toți cetățenii într-un mod foarte simplu. Am aici adresa lor, în care se precizează clar. Aici. Deci, în acest sens, vor fi puse la dispoziția OAT-ului pe care îl prezentați următorul set de echipamente. Sistem desktop complet format dintr-o unitate centrală cu Jitsu, monitor, tastatură, mouse, licență Windows și antivirus, o imprimantă multifuncțională, un kit de semnătură electronică necesară pentru realizarea sarcinilor de lucru de către utilizatorul sistemului implementat în cadrul Consiliului Județean Bacău și din OAT-uri. Aceste echipamente vor facilita accesul la serviciile din portal și vor permite încărcarea în format electronic a documentației ce stă la baza eliberării certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire demolare într-un spațiu nou creat de comunicare între OAT-ul și Consiliul Județean. Deci nu este pentru populație, doar pentru populație. Deci nu este pentru populație. Implementat. Nu. O să-l implementez. Dar va fi... Dacă există actualmente, Asta și asta. Dar va fi vizibil și de către toți cetățenii. Intri pe portalul respectiv și îl vezi. Nu poți acționa în cadrul lui, dar tu citești. Cine și-a făcut autorizații? Care sunt termenii de implementare? Tot. Am înțeles. Este clar că trebuie necesar să fie momentan public anunțul ăsta, să fie vizibil și momentan aprobăm parteneriatul cu Consiliul Județean în vederea implementării, să aducă toate echipamente, să facă acel portal, să... Da, înțeles. Probabil că un domeniu nou pe care se va lucra. Da. Între instituția Consiliului Județean și OAT-ul. Alte discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Domnul Ileș? Domnul la telefon, tot pentru domnul Ileș, da? Vorbeam cu un alt domnul Ileș. Lăsând primurul galben și unul... Da, unul roșu, da. Da. Trecem la următorul punct. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind participarea Comunei Buhoci în cadrul programului privind creșterea eficienței energetice, gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație unității de învățământ. Școală, învățare și școală. Da? A făcut, dar tot bine documentație. Domnul primar, aveți. Deci dacă țineți minte, la începutul primăverii aduceam la cunoștință că prin AFM se pot face eficientizarea energetică a clădirilor de școală. Am făcut documentație, în baza documentației a studiului de geotehnică, a studiului topo, a temei de proiectare, suntem în faza de implementare a proiectului. S-a amânat depunerea dosarelor după data de 15 august. Noi până atunci suntem în fază de a face toată documentația, o ridicat pe platforma Ministerului Mediului, să obținem finanțare. E vorba de 1,5 milioane de lei. Pe lângă astea, dacă țineți minte discuțiile purtate, au fost să facem și alte lucrări care vor fi suportate din bugetul local. Când avem tot bugetul și aprobarea indicatorilor, iar venim către dumneavoastră, vă spunem clar ce primim de la ei. Și clar ce facem cu banii lor,
cât punem de la noi și clar ce se face cu banii noștri. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, mi-aduc aminte de și proiectul. Noi am aprobat primul hotărâre de Consiliu Local, punctual, pentru eficientizarea energetică a școlii Bișchier, da? Pentru că era deja în plan de finalizare al vechiului proiect de modernizare, da? Noi aveam școala Bucovici, avem prins în programul operațional regional. Deja ne-am trecut din prima etapă de clarificări, ne-au cerut clarificări, așteptăm să treacă la etapa a doua, deci au trecut 5 luni de zile. Și am intrat am trimis clarificările, n-am mai venit cu alte, că spune legea clar, într-o luni de zile, dacă nu sunt clarificări, trece pe comisie tehnică. Vorbim de școala Bucovici. La școala Bucovici, acum facem documentația, intrăm pe platforma AFM, fiindcă la recensământ am ieșit sub 5.000, spune clar, punctual, ce este peste 5.000 de locuitori, se dă 3 milioane, ce sunt sub, se dă 1 milion jumătate. Măcar și 1 milion jumătate, dacă reușim să facem o eficientizare și a școlii Bișghir, cu ce înseamnă pus pe tavanii vată minerală, sunt pierdere de căldură. Sunt făcute audite energetic, sunt făcute documentații, în baza lor suntem la faza obținerii DALI-ului. Ok. Și astăzi, prin acest proiect la numărul 3, practic ce aprobăm? Că e doar un cadru general. Se aprobă investiția și participarea comunului Bucovici în cadrul programului privind eficientizarea energetică și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație unități de învățământ, finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Fondul pentru Mediu, denumit în continuare program. Deci așa are... Ca și completare. Din asta aveți dreptate, că am luat o hotărâre și m-ați împuternicit să fac demersul în sensul să iau legătura cu proiectant, cu specialiști, și propun dosarul să fie valabil pentru a depune. Acum ne apropiem cu dosarul încheiat și îl depunem, dar trecem la faza. Aici de unde asumă răspunderea. Este vorba de același proiect pe care noi l-am aprobat. Da. Și oricum cât de repede o să venim și cu aprobarea indicatorilor. Dar nu putem trece la etapa de a face DALI-ul, dacă nu se aprobă acum, dăm sprijinul de cofinanțare. O să fac, cu cât avem cofinanțare mai mare, cu atât punctajul crește. Okay. De asta vrem să facem și alte lucrări necesare, ca să putem obține finanțare, să fim printre primii cu punctare. Puteți detalia puțin lucrările, că am auzit la un moment dat că vorbeați de izolarea tavanilor. Eficientizarea energetică înseamnă verificarea ferestrelor, a ușilor, dacă mai corespund din punct de vedere a unui normativ stabilit de Ministerul Mediului. Doi, izolația s-ar putea să fie îngroșată, până, este 5 cm polistirenul, s-ar putea să ajungă până la 20. Este prins în audit. Trei, vrem să montăm o nouă centrală de dimensiuni mai mică în capătul celălalt pentru a asigura căldura tampon. Nu asigură cu nu aveți în calculul introducerea panouri fotovoltaice? Nu sunt finanțate prin programul ăsta. Era foarte interesant. Alea sunt pe termen lung și cu costuri mari de achiziții inițiale, dar ulterior nu sunt toți măsuri. Nu este finanțat prin programul ăsta. Noi ne-am axat clar, punctual, pe ceea ce ne poate oferi. Ar trebui să ne gândim totuși să prindem și partea de hidroizolație. Pentru că, practic, pierderile cele mai mari de acolo provin. O să fie pus deasupra, o să fie pus în polistirenul. Da, vorbesc, vom discuta. Dacă unii geamuri nu mai corespund, vor fi înlocuiți. Clar, punctual. O să fie făcut o aerisire. Din ce vorbeam cu domnul la audit energetic. Nu. O ventilație în clase care se intre, se iasă și se... Ia sigur, este un recuperator de căldură, de energie. Mai sunt discuții? Dacă mai sunt, spun la vă, cine este pentru? Domnul Ileș? Pentru. Domnul Dubișteanu? Pentru. Bravo, domnul. Pentru de amătate. Trecem la punctul 4 de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind eliminarea taxei pentru oficierea căsătoriei, aprobată prin hotărârea Consiliului Local, numărul 58-23. Da. Da. Se pare că da. La aprobarea taxelor
la nivel de comuna Buhoci, s-a stecurat și această taxă de oficiere a căsătoriei în afara ordinilor de program. Am avut o verificare de la județ și ne-am dat la cunoștință că nu e tocmai corect. Și acum facem o verificare și revenim la normal. Da, deci se va elimina total. Ok. Fără taxă. Pentru căsătorie. Pentru eficie. Da. Pentru la prima căsătorie. Eficie. La prima căsătorie. Nu, aici putem lucra puțin, domnule primar. La a doua căsătorie punem o taxă. La a treia, alta și mai mare. Tot așa. Ca să lăsăm, să vedem oameni să stea nici la a doua, nici la a treia, nici la a câtă. Bine, era o glumă, vă dați seama. Țineam și noi familiile mai unite. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Domnul Ileș? Pentru. La domnul Bodovișteanu, dar ați auzit la toate punctele că este pentru. Trece la punctul 5. Punctul foarte divers. Ești pentru? Da. O să prezint eu prima adresă trecută acolo, la punctul diverse. Instituția prefectului trimite o adresă către Consiliul Local al Comunei Buhoci. Eu am trimis-o pe mail la cei interesați. O să dau citire. În atenția domnilor consilieri locali, prime evidență Claudiu Golaie, Andreas Doian Viorel. Ca urmare a sesizării dumneavoastră, registrată sub numărul 11294 din 2-6-2021 la instituția prefectului județul Bacău și ca urmare a verificărilor documentelor în dosarul de ședințe din data de 31.05.2021, ce privește ședința la care facem dumneavoastră referire în sesizare și a răspunsului numărul 3388 din 11-06-2021, aluate cu voce înregistrat cu numărul 11.907 din 11.06.2021 la instituția prefectului, pe care îl anexăm în copie, rezultă faptul că prin HCL numărul 23 din 31.05.2021 s-a aprobat demararea procedurilor privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 1.269 m2, teren aparținând domeniului privat al Comunei Buhoci, județul Bacău, pentru construire spațiului comercial. Astfel, pentru concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 1.269 m2, Consiliul Local Buhoci se va pronunța printr-o altă hotărâre prin care se vor aproba studiul de oportunitate, caietul de sarcină, de viața, durata concesiunii, etc. În ceea ce privește aprecierea necesității și oportunității adoptării și emiterii actelor administrative, potrivit articolului 240 aliniatul 2 din 1957/2019 privind codul administrativ, aparține exclusiv autorităților deliberative, respectiv executive. Totodată, proiectele de hotărâre ale Consiliului Local, conform articolului 136 aliniatul 1 din 1957/2019 privind codul administrativ, pot fi inițiate de primar, de consilieri locali sau de cetățeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al UAT-ului și al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Justine. Da. Mai pe interesul tuturor, hotărârea a fost perfect legală și valabilă. Urmează pasul 2, s-a luat legătura cu evaluator, o să evaluez terenul și trecem frumos pe proceduri. Așa că vă rog frumos să vă consultați cu legea, domnul Iftimii, înainte de a face plângeri la prezent. Am încercat, dar legea nu prea poate fi consultată în cea de voi. Să-i intimitați, asta ați încercat. Nu, nu, să știți foarte bine la ce mă refer. De câte ori am cerut, uitați-vă, am făcut un argument. Toate proiectele pe care grupul de consilieri USR l-a depus la legislatură. Există vreo unul pe ordinea de zi, de la început cu prima ședință până astăzi? Nu. De ce? Pentru că legea nu este respectată. Faceți dumneavoastră și doamna secretar, faceți același lucru de când am ajuns noi în Consiliul Local. Adică ne puneți... Nu respectat legea ba și... Ba da, păi dacă nu respectam... Prefectura a fost respectat. Domnule primar, vă rog frumos. Doamna secretar, tocmai a dat idee acum că sunt secretar general, da? Sau cum doriți dumneavoastră, v-am mai spus secretar. A dat citire tocmai ceea ce a spus domnul instituția prefectului în acel document. Bine, recunoașteți că e ilegal. Nu, mă lăsați să termin o frază, nu este nimic ilegal. Am zis eu că este ilegal, eu vorbesc de altceva. Vorbesc de faptul că doamna secretar
cu ajutorul dumneavoastră, refuze să colaboreze cu noi sau ne pune piedică oricând. Și vă dau un argument. Unul dintre proiecte este acela făcut de noi, grupul USR, prin care vă ceream instituției primarului să facă toate demersurile necesare pentru ca unitatea, ca cetățenii din Comuna Buhoș să poată plăti taxele și impozitele online, mai ales cei din diaspora. Doamna secretar a menționat, chiar dacă avea proiectul USR gata făcut, care dacă dumneavoastră spune că are ceva în neconcordanță cu legea, să spun acum, a motivat doamna secretar că nu poate să primească proiectul nostru al grupului USR datorită faptului că domnul primar lucrează încă din decembrie la acest proiect. Unde este acest proiect, domn primar? Că nici pe al nostru nu l-a spus, nici acela al dumneavoastră nu este. În consecință, noi l-am mai făcut odată și urmăm căile legale astăzi și îl depunem încă o dată. Îl primiți doamna secretar? Dar nu e o registrat la instituții. Păi nu și dumneavoastră, am mai aflat ceva. Dumneavoastră trebuie să înscrieți toate proiectele de hotărâre a oricărui cetățean, consilier local sau, sau oricine are idee, o idee bună, să-l înscrieți în acea condică a dumneavoastră, care se află la dumneavoastră. Este sau nu este acea condică a proiectelor de hotărâre? Există? Și să-l înscriu și? Da, pentru ca noi să avem certitudinea că acel proiect va fi măcar supus dezbaterii. Nu să ni le întoarceți pe toate... Domnul Iisimi, aveți un proiect... să fie un proiect de hotărâre, un document, trebuie să respecte niște pași și dacă nu a respectat, domnului Goian, dar lăsați-mă să termin. Domnului Goian i-a dat un răspuns și a respins un proiect de hotărâre pe un articol de lege, dacă dumnealui își mai amintește. L-am făcut și pe ăla, să știți, la fericit astăzi și pe acela. Lăsați-l la registratorul instituției, pentru că eu nu primesc documentul de la cetățenie. Vreau să spun doar despre faptul că... Face acuze și reformează. Vreau să scot în relief faptul că... Și acum, chiar dacă instituția prefectului a dat un ordin sau un document, l-a trimis către UATR Buhoci. Și acum, doamna secretar refuză să colaboreze cum cere și instituția prefectului. Domnule, dacă găsiți ceva ilegal, ajutați-ne, poate nu suntem așa de consilier. Dar stați o secundă, domnul Urma. Deci sunt consilieri locali din această sală, care sunt inițiatori și au proiecte de hotărâre adoptate, aprobate de dumneavoastră. Deci ceea ce spun este aberant. Dar doar cei de la USR nu. De tot dimineață la ora 9 și la ora 12 aprobat. Dar nu contează ora, domnului Urma. Contează să fie legal. Și dacă e în baza legii, de ce nu îmi spune ora? Unde este? Deci, domnule Iisimi, vă aștept cu toate proiectele de hotărâre să le discutăm. Deci, ajuns consilier local, nu mă ajutați deloc. Vă ajut cu mare drag. Să-mi spuneți cu ce să faci. Nu mi-ați demonstrat că aveți ideea de-a mașa. Dar nu mi-ați cerut ajutor. Ba da. Astăzi, îmi promiteți să mă ajutați astăzi. Le-am făcut din nou. Tuturor consilieri trebuie să vă fac dumneavoastră personal. Eu sunt unul și doamne. Nu vă poate. Să iniciezi proiectul de hotărâre. Tot a venit directiva de la... Pașii de procedură sunt următoare, după cum îi știm toți. Tentuiesc proiectul, număr de legi, sprare și... Da, domnul președinte, dar niciun proiect de al nostru n-a fost scris pe ordine zi, măcar să fie... Dar ce să faci dacă nu e legal? Și am făcut așa, am spus că e legal. Păi vă spun, doamna secretară, că în baza unui articol de lege... A fost respins. Și proiectul de care... De ce nu vreți să înțelegi? De care lăsați dumneavoastră din decembrie. Când noi avem un proiect făcut, dar mai este cu atât mai mult. Dacă am trecut la punctul numărul 2, de astăzi spun destul de clar. Cu perfectul, acum așa cu acest lucru. Aș terminat proiectul acela, domnul primar, că lucrați în decembrie. Domnul Eftire, pot să vă întreb și eu. Vă rog frumos. Care sunt cei 5 consilieri care au semnat acel proiect? Puteți să-i enumerați. La care consilieri? Acel proiect pe care dumneavoastră a spus că l-ați depus. Stați puțin, că nu vă înțeleg. Nu vă înțeleg întrebarea. Care sunt cei 5 consilieri. Dar n-am menționat că sunt 5 consilieri. Vreau să sunteți 3 consilieri. N-a spus nimeni că suntem 5. Unde ați auzit noastră? În care sală de ședințe? Noastră nu cred. O treime... Suntem 3 consilieri. Grupul de consilieri USR. Lasă-mi arăt. Se pare că prin nou cod administrativ au dispărut ceva voie. Au voie. Dar nu am întrebat că dumneavoastră a spus care... Ce 5? Care sunt 5? Domnul, vă rog frumos să postați acolo și subliniați în postare, în filmare, dacă ați spus. Ce spune domnul Iftime? Numai ce spune domnul Iftime. Atât sunt postați să faceți copiii. Dar nici nu aduceți dumneavoastră televiziunea noastră care ați plătit să facă ce vă mai aducem. Dacă doriți, vă mai aducem. Să înțeleg că televiziunea aceasta este a dumneavoastră. Așa se ne duce. Așa spun. Aceasta este decizia dumneavoastră, să înțeleg, nu? Așa ne interpretați dumneavoastră. Haideți, domnul, așa așteptam când interveniți, domnul. Domnul Vasilia, ce aveți la pretenție?
Pentru opinie, eu am tot timpul de învățat, dar accept asta. Dumneavoastră nu vreți să acceptați. Eu nu uite, face ceva de... Da, o singură întrebare, cu domnul Vaivoare. Când termină proiectul acela a rondarea UAT Buhoci la ghișeu.ro? Când, domnul Vaivoare? Când o să fie benefic din punct de vedere financiar pentru comuna Buhoci. Avem posibilitatea să suportăm costurile lumii. Gândiți-vă ca să susținem un proiect pentru taxi care va... Care va aduce bani bugetului local. Da, probabil unul sau doi sau trei. Sunt peste 1000 de oameni. Acel program trebuie plătit. Că nimeni nu ți-l dă gratis. Sau ți-l ține gratis. Orice abonament să plătești în ziua de azi. Chiar dacă peste asta, venim frumos la alt punct. A, deci vedem. Haideți că... Cu plângere. Deci trezoreria nu încasează bani de la populație. Pentru taxe și impozite. Trebuie să ai bani. Ca colaborarea cu bani înseamnă că să facem o licitație publică în care se găsim mai multe lucruri cel mai mic. Facem un caiet de sarceni cu care venim să ne plăcem. Să te sunt pe un termen, da? Domnul Ițivi, ați terminat? Am terminat, așa nu vă spune niciodată. Mai are cineva, domnul Domnișanu. Nu, dar trece la cu timpul tău, dacă era numai prezentarea de semnire, dacă adresa mea s-a dus discuția în altă parte. Da, la punctul următor de la diverse, dumneavoastră ați aprobat întocmirea strategiei de dezvoltare pentru serviciile sociale și această strategie s-a scris. S-a întocmit, este scrisă, da. Am făcut un anunț în data de 23.07 și pe site-ul instituției. Această strategie poate fi consultată public. Și dacă... Asta, da? Da. Și dumneavoastră puteți să o consultați, o găsiți la noi. Dacă aveți, eu știu, puncte de vedere, vă așteptăm cu mine. De ce a trebuit să stea spre consultare 30 de zile? Când a început deja procesul, nu? Punem 30 de zile de la data de astăzi. Deci nu este nicio problemă. La sfârșitul lunii august o putem aproba. Dacă veniți cu amendamente, cu, știu, cu discuții, cu ce doriți să modificăm sau ce propunere aveți. Studiem și revenim. Este spre dezbatere publică și va fi aprobată după ce trec cele 30 de zile. Dacă sunt modificări, sigur. Dar să modificăm, dacă nu ședeți următoare. Păi, consultăm, păi destul de citit acolo, citim să știm. Dacă mai e nevoie de un amendament, de ceva, o să-l facem. Propune. Dar bănuiesc că sunt suficiente aici. Da. Mai are cineva de adăugat ceva? La diverse, știți că vreau să discutăm despre abordare. Dați-vă un pic loc, cât vă mai gândiți. Domnul primar, vrem să știm ce pași s-au efectuat pentru spațiile de joacă, pentru copii? Da, deja am început să contractăm un topometrist pentru a identifica spațiile de joacă. Am mers pe ideea de a face acolo, în prima spate a școlii, pentru școală și copiii din sat, iar pentru grădiniță, fiind de dimensiuni mai mici, să facem intabularea terenului din spatele grădiniței, din spatele centrale. După ce avem ridicarea topo, o să venim în Consiliul Local, o să facem și o analiză a costurilor pentru ce achiziționăm, o să vedem dacă trebuie autorizații, dacă trebuie tot, prezentăm toate. În momentul în care avem girul dumneavoastră, trecem la faza de construire a spațiilor de joacă. Eu vreau să intervin un pic, a spus pentru copiii de la școală și din sat. Dacă vine din altă comună, n-ar voie să joace? Mai treci pe sat, se considera sat. Atât. Diferența este că cei pentru spațiul de joacă pentru copiii de grădiniță va fi închis și folosit numai de copiii de grădiniță. Ca să nu mai încălzi în timp era mai mici. Spuneți, domnul Iuftic. Da. Cum v-am rugat și la începutul ședinței, aș dori să discutăm puțin despre suma acordată de către UAT Buhoci către Biserica Ortodoxă din Buhoci. Eu aș aduce un argument care să susțină intenția pozitivă a colegilor din bănuiesc de la masa aceasta, colegilor noștri consilieri, domnul primar, domnul secretar, domnul viceprimar, bănuiesc că suntem cu toții în asentiment de data aceasta.
cu o mică precizare. Am înțeles, la început, domnul primar mi-a specificat că suma acordată va fi de 150 de milioane. 150 de milioane înseamnă 15.000 de lei noi, bani care nu sunt suficienți proiectului pe care domnul părinte dorește să-l implementeze. Adică vrea să placheze biserica cu orice altceva. Noi am verificat, am adus niște... Bănuiesc acolo la cererea atașată în spate, este o anexă, domnul primar, în care vă spune și cam care sunt costurile. Cu siguranță nu sunt de 150 de milioane. Deci dacă dați 150 de milioane, înseamnă că noi o să trebuiască să mergem să adunăm bani pentru ca acea lucrare să se implementeze. Vă face lucrul ăsta, dar dacă punem în calcul, dacă luăm în calcul faptul că Biserica Ortodoxă din Buhoci, din diverse motive pe care nu trebuie să le discutăm aici, astăzi, nu a primit niciun ban în ultimii câțiva ani buni. În măsura în care celelalte biserici au primit... Câți ani? Păi 3-4 ani nu a primit niciun ban, da? Poate mai mult. Păi nu discutăm, am spus, cauza. Cauza nu este rezolvată astăzi, nu de cauză vreau să discut eu, domnule primar. Vreau să spun doar de faptul că era necesar să fim corecți cu toate cultele religioase, că așa ați hotărât dumneavoastră în fostul Consiliul Local, ca toate cultele să primească bani în mod egal. Egalitatea, din păcate, nu s-a întâmplat niciodată. Biserica din Buhoci, cea ortodoxă, fiind văduvită, an de an. Din ce cauză? Nu, iar vă rog frumos, discutăm despre cauze, dacă doriți, în particular, sau după ce lăsați să termin fraza. Să explicăm cetățenilor ce se întâmplă pe... Păi vă lăsați să termin, domnule primar. Și după aia discutăm, că de asta am insistat să discutăm aici. Discutăm constructiv, dacă doriți. Deci, având, motivez încă o dată. Vedeți când mă întrerupeți, mai pierdem 2 minute. Motivez încă o dată necesitatea dublării cel puțin acestei sume acordabile, de la 150 la 300 de milioane către Biserica Ortodoxă din Buhoci, pentru a fi cât mai apropiată de necesarul de achiziționare de materiale, urmând ca noi ceilalți cetățeni din comunitatea ortodoxă să mai participăm fiecare după largheția buzunarului și buna intenție a sufletului. Dar avem motivația foarte clară de a dubla această sumă prin faptul că, an de rând, Biserica Ortodoxă nu a primit niciun bănuț. Timp în care celelalte biserici au primit anual bani. Dumneavoastră știți. Dacă, dragi colegi, dacă sunteți de acord, haideți să discutăm și cum a luat domnul primar hotărârea să acorde 150 de milioane, să ia tot dumneavoastră să dea 300, cu acordul nostru. Sunteți de acord? Dați-mi voie să mă explic un pic pe partea legală. Îmi pare rău, domnule Eftime, că la adoptarea bugetului n-ați venit cu o propunere pentru culte. S-a discutat bugetul pe capitole. A trecut bugetul culte cu propunerea de a aloca o sumă în baza unor cereri au preoților la întocmirea bugetului. Putea atunci foarte bine să vină oricine își face un plan anual, părintele cu o solicitare și poate găseam atunci resurse să ducem în zonă, în capitolul culte bănuți. Acum vreau să vă spun că cei care au depus la fundamentarea bugetului cereri dintre preoți, ne-am străduit cumva să găsim bănuții, le-am promis că o să-i ajutăm. Asta înseamnă să luăm de la cei care au solicitat la fundamentarea bugetului și să dăm parohiei care n-a solicitat. Se poate. Se poate. Bun. Deci se poate. Dar avem o sumă. V-aș întreba, din curiozitate, v-ați interesat la compartimentul contabil ce sumă s-a prins în buget pentru culte? Da, vă spun. Ca 800, să 800 de milioane, domnule. Ba nu. Deci un miliard din care s-au dat 150 mai bine. 150 biserici din Coteni. Argumentat de faptul că băieții erau bine. Deci nu mă întreb. Deci argumentat de faptul că părintele a venit cu o propunere decentă pentru construirea unei sau confecționarea unei uși de intrare. Anul trecut asta. Discutăm de plata din ianuarie-februarie, din bugetul ăsta. Noi, deci solicitarea a fost de anul trecut, am prins-o în buget când l-am votat dumneavoastră. Avem Biserica Ortodoxă din Bișghir, care a solicitat bănuți pentru geamurile de la Capela Mortoară. A venit cu devize mult peste posibilitățile. Dar am considerat că suma aia de 1 miliard să acoperim
solicitările. A venit părintele Bredu de la Biserica Catolică din Vulci. A solicitat și dumneavoastră o sumă. Peste posibilitățile noastre. Dar un mic sprijin am considerat că e bine venit din partea noastră. Acum vine și părintele. Nimic de zis. Abia acum s-a procedat corect și legal. Că metodologia de finanțare a curselor spune destul de clar. În baza cererii depuse. Acum, ca să fie totul ok, din discuțiile avute, nu știu cu cine ați discutat dumneavoastră și când ați discutat, cu cel care a depus cererea și reprezentanții dumneavoastră, am ajuns la înțelegerea că 150 de milioane în prima fază ar fi suficient. Pentru următorul buget. Mai, dacă o să mai fie solicitări. Părintele să-și facă planificări, că nu putem onora celălalt. Adică rămânem fără finanțare pentru cei care au solicitat de drept la întocmirea bugetului. Asta vreau să vă înțeleg. Deci nu ne jucăm cu bănuții publici. În ideea, o să mai fie rectificări. Exact. Ideea, o să mai fie rectificări. Facem o analiză a cererii și împreună cu dumneavoastră și o să mai facem alocări. Deci să mai pot face demers. Dar în prima fază să poată achiziționa ceea ce am discutat, materiale, că am înțeles că le găsesc la ofertă super. Da? Dă drumul la 150 de ani. Deja am dat drumul. Îmi cer scuze. Deja am dat drumul la proceduri prin trezorerie, am făcut deschiderea de credite și urmează să alocăm bănuții să nu pierdem materiale sau să scumpească. Da. Domnule primar, să înțelegem foarte clar un lucru. Domnule președinte, mulțumesc. Domnule primar, să fim înțeleși de la început, mă repet. Noi nu avem nimic cu bugetarea pe care dumneavoastră ați decis-o, că nu am decis-o, dumneavoastră ați decis-o, în baza acelor margini. Dacă către celelalte culte, să fim clari, vedeți? Acum nici n-am apucat să termin o frază și m-ați întrebat. Parcă nu vă convenea. Suntem toți, cel puțin noi trei, și cred că în majoritatea de la masă, deci suntem de acord ca cultele să primească ajutor. Pentru că bisericile sunt ale noastre, ale cetățenilor. Noi mergem și ne rugăm acum. Nu contează venitul catolic ortodox. În consecință, e bine măcar să știm că cel puțin mica sumă de 150 de milioane este în curs de a ajunge în coalele preotului, să spun așa. Nu ale preotului, poate numai în contul bisericii, așa? Și de acolo să mai facem o rectificare bugetară ulterior, care cu siguranță va fi necesară pentru finalizare. Noi suntem dispuși să mai donăm și noi. Dar eu, din câte știu, sunt foarte multe lucrări care au stagnat la Biserica Ortodoxă și haideți să-i ajutăm și pe dumneavoastră. Și dumneavoastră ne ajutăm pe noi înșine. Întotdeauna am ajutat și întotdeauna am fost aproape și de biserică, și de școală, și de dispensar. Domnul să dea minima propunerea cu ăsta dumneavoastră cu 6 de milioane. Să dea cu dreptate. Să o la dar e bine măcar că s-a... Deci apreciem cu sinceritate de mersul. Domnul Stoica, v-ați să scrieți la cuvânt. Ca și administrator. Să o ascultăm un pic și pe doamna Pielce, ne întâlnim un pic așa. Felicitări pentru că sunteți... Eu nu v-am văzut în noua formulă. Legat de Sfânta Biserică Ortodoxă din Buhoci. Dezbaterea asta trebuia să aibă loc, nu acum, din ianuarie, februarie. Dar e bine și acum. 150 cât se pune pe o măsea. Gândiți-vă dumneavoastră, interesați-vă cât costă granitul sau o gresie din aia aspirantă care e mult mai scumpă decât una lucioasă pe care îți rup gâtul. Dacă ați spus că se mai poate, să nu așteptăm rectificarea. Dați, luați de acolo, faceți, găsiți soluții, dați mai mult la ortodox și acum și reveniți și la ceilalți care au primit. Că eu fac naveta la Bacău și cu multă bucurie mă uit la Biserica Catolică, are o alee la cimitir, o splendoare, a cărui terasament este așa. Deci, nu contează. Iar legat de ce spune domnul Iftimie cu ajutor, vă rog să spuneți dumneavoastră cine se duce la biserică să doneze bani din 80% populației săracă și bătrână.
Nu are ce. Cunoaștem situația. Asta. Deci, eu sunt, sufăr, pentru că vreau să-i fac soțul meu de 3 ani și să fie în casa de prăznuire cu căldură, cu de toate. Doamna, eu... Da? În momentul în care o să mai vină Glănuț, tot cu acordul consilierilor o să prindem un buget. Și atunci, dumnealor, nu o să... Fii de acord, să ducem, de acord, o să ducem bănuții în altă parte decât în zona... Da. Vreau să... Dar nici în același timp nu pot eu acum să păgubesc un solicitant la întocmirea bugetului, să-i spun, domnule, nu mai pot să dau banii aia să-ți pui toate geamurile, mai... Nu-i corect. Deci sunt niște planificări făcute. Deja am făcut un efort și vă spun sincer, bănuții ăștia îi țineam pe lângă, poate mai făceam niște activități culturale, că se întâmplă la sfârșit de an, sau, dar îi luăm și ducem în zona asta. Am înțeles că e urgent și în același timp materialele s-au scumpit și să nu le scăpăm din mână. Biserica... Am înțeles și s-a discutat. Credeți-mă că s-a discutat cu reprezentanții și au fost mulțumiți cu bănuții ăștia. Dacă o să... Dacă permite, există o ofertă de 20 de ani, există o ofertă extraordinară de preț. Vă spun sincer că am avut lucrări. La evoluția materialului de bătrâni. Dar și păcat să pierdem această ofertă. Așa că vă rog frumos să grăbiți ritmul de acordare a acelei sume. Domnilor, ce vreau să vă spun eu, ați văzut, fără să ceară părintele, nu că mă laud eu, dar cu bunăvoința domnul primar... Nu, celuta, pe cucere. Nu, un pic. Bunăvoința domnul primar, a mea, am un om bun cu suflet mare, care și în toată lumea, ați văzut câți ani au stat cimitirul fără iluminat, aleea tăiului fără iluminat și s-a făcut, fără să ceară. Deci s-a făcut ceva și pentru sede. Înseamnă că se mai poate suplimenta tot așa, dacă ați văzut să ceară domnule, dacă ni se dă cu 150, deci dacă ți se dă azi un leu, nu-l refuza. Iar mai primești să transformi un leu, mai primești. Dar primești. Dacă mergi prin linia asta, s-ar putea să-și împrieteniță, dacă dăm. Mai e și problema aia, cu copilul care nu plânge, mă, să ne... Bravo, domnul Stoian, corect. Dacă nu am avut niciun costul, să țăr pe schidea chemul. Da, începem să judecăm. Mai sunt discuții? Domnul... Cu parcarea din fața școlii. Ce se mai întâmplă din fața grădiniții? Discutăm de aleile pedonale. Da, deja avem studiul geotehnic făcut. Ridicarea tot a făcut. Acum discutăm cu proiectantul să vedem ce costuri implică, ce documente ne mai trebuie privind intabulările drumurilor pe care sunt. Am de făcut la drumuri de țene, pentru că drumuri de țene și-au intabulat drumurile. Trebuie să fac acord de cooperare de folosirea terenului, de fiind până în gata proprietari. Folosirea terenului cu scopul de a fi construit alei. Mai ales că sororul și podiețul ăla, deci este cea mai mare, asta o discut, este cea mai mare urgență, locul ăsta de refugiu din fața grădinței. Cea mai mare urgență. Da. Și sunt un pic domnul Vici, așteptați și ideea mea să nu-mi pierde. Este proiectul inițiat de mine, sistematizare rutieră, care vreau să fie, fără doar și poate, vreau să fie prins în alei, ce este asta. Adică pusi niște, mai ales în atomirea școlii. Dacă așteptăm până la Consiliul Județean, dă pentru două la intrare în Buhoci. Nu, două. În atomirea școlii, făcute niște dâmuri. Domnul Coc. Nu are, azi e bine cum e în toate comunele astea și județele. Intermitent e foarte bine pus să fie... Nu e un cost așa. Referitor la acea groapă de care spune dumneavoastră, este făcută sesizare la Consiliul Județean. Consiliul Județean nu mi-a răspuns. A luat la cunoștință. Vom repara șosea. Așteptăm, dar nu știu cât să așteptăm. În mijlocul șoselei. Era de șosea, da. Dar este șosea la Consiliului Județean. Nu este al primării, dar noi ne-am făcut datoria. La floare. Și întrebați pe cei care trebuie acolo. Se poate întâmpla o minune acolo și să nu fie... În fața grădiniței, podețul. Eu locuiesc chiar pe zona acolo. M-am dus de vreo 3 ori, să știți că de desubt s-a format o cavitate goală, așa. Cărpătură. E posibil ca, datorită mașinilor de drenaj mare care trec frecvent pe acolo, odată
să-l destabilizeze și vine un om cu o mașină mică și dacă s-a dus acolo, ferească Dumnezeu. Este făcut vară. Dacă doriți, păi mai trebuie la dispoziție să ne dăm și dumneavoastră. Am făcut să zic că dar când va fi realizată acea adefacțiune? Acolo trebuie să puteți. Mai avem o minut la domnul administrat. Când s-a implementat proiectul de alei pietonale, de șanțuri betonate în satele Buhoci și Belghir, prin dispoziții de șantier am schimbat niște soluri. Domnilor de la CUP, doamna Ungureanu și cu domnul Bursuc, au rămas cu trei tuburi care le avem în curtea noastră. Valoarea unui tub de 2 metri jumate cu 80 de centimetri de diametru costă în jur de 1051 lei plus TVA. Deci, cu 37 de milioane, n-ar fi bine să achiziționăm să le avem aici, în cazul în care apare o situație de urgență impunere. Nu, acum e cea din fața grădiniței, din care nu mai vorbeam. Nu, au tuburi mari. Salea mari, tuburile mari. Nu cu știința constituțională. Dăm comandă, atunci să așteptăm. Nu, pentru decizii genul ăsta trebuie făcut un proiect de hotărâre din partea lui Marșul. Nu, asta le cumpără. E o achiziție simplă, dar e bine să aveți la cunoștință. Doamne, s-au cheltuit niște bani pentru asta. Sunt aici, se întâmplă ceva, ca orice consilier. Un codeț undeva, s-ai dus, l-ai montat? Utilitate cu siguranță. Același preț. Mi-a dat prețul de achiziție al lor ce au cumpărat acum 2 ani. Dar îți mergem acum pe costul materialului, s-ar putea să fie lucruri. Are certificat de garanție asupra lui, deci nu sunt... Cu siguranță sunt de utilitate. Lasă-l, lui achiziționăm și le ținem aici pentru situații de urgență, în cazul în care chiar nu e nevoie. Mai sunt discuții? Nu. Vă doresc o zi bună și la apreciere.